Atanasie, Vasile, Grigorie și Vasile, din preună cu cei 19 țărani năsăudeni, bătuți cu vergile, muceniciți împreună cu voi, pe mocirla de la salva din părțile năsăudului și cu toți mărturisitorii ortodoxiei din Transilvania și de pretutindeni, mijlociți înaintea tronului preasfintei trăim pentru noi păcătoși. Ne rugăm vouă, celor care ați biruit cu ști, evangheliceștile arme pe și drepte credințe, să ne fiți aproape și grabnic ascultători la ceasul încercărilor noastre de opște. Sfinților martiri năsăudeni, care cu darul muceniciei v-ați împodobit, întăriți-ne într-o credință, răbdare și mărturisire, cu darul vostru izbăviți-ne de frica de cei puternici și vrăjmași și sădiți-ne nouă singura mântuitoare frică, cea de Dumnezeu. Voi care ați împlinit cuvântul Domnului, la dregători și la regi veți fi duși pentru mine spre mărturie lor și păgânilor, iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiți, fiindcă nu voi sunteți care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru este care grește pentru voi. Dați-ne cuvânt bun împotriva celor ce prigonesc credința noastră. Ajutați-ne ca întru totul să urmăm pildei voastre, căci ați ascultat mai mult de Dumnezeu decât de oameni și v-ați spus sufletele voastre pentru Mântuitorul nostru, urmând întâiului dintre mucenici, Arhidiaconului Ștefan. Depărtați de la noi toată vrajba și dezbinarea și neocrotiți de frații cei mincinoși și de lupi îngrozitori care vor să sfâșie turma lui Hristos. Rugați-vă pentru noi, sfinților martiri năsăudeni, ca în ceasul judecății de apoi, să privim fără de rușine, cu bucuria părtășii în Hristos, primind un colțisor în raiul cel luminos. Ami.